România, în Bali. Raiul din Bali, așa cum a numit Andreea Marin destinația la care a pătruns cu greu din cauza obstacolelor, a fost și mai mult apreciat după câteva ore de yoga. Îmbrăcată într-o rochie neagră, lungă și mulată, care cel mai probabil are și un dublu rol de costum de baie, vedeta și-a luat inima în dinți și s-a relaxat sub o cascadă. Imediat, valuri de aprecieri au venit din partea fanilor.